ziua, stimați ascultători! În emisiunea de astăzi, în direct la Radio Dobrogea, vom discuta despre magia și puterea filmului și vom aplica acest subiect la un film, un film care a apărut nu de mult pe ecrane, Noe. E un subiect biblic realizat într-un stil nebiblic, ca să spun așa. Discutăm astăzi cu domnul Postelnicu Mihai, bine ați revenit în emisiune. Bine v-am regăsit! Este un fotograf pasionat, profesionist, aș spune, un realizator de emisiuni la un moment dat pe tema aceasta, un om cu o pregătire și cu o pasiune la fel de mare pentru film. Între altele, trebuie să spun că a pregătit candidați care au fost admiși la regie film la București. Deci despre imagine și despre film este pregătit să vorbească. Astăzi vom discuta la început despre cinemaul acesta care ecranizează. Deci folosirea limbajului cinematografic în a ecraniza. Și aș vrea să discutăm în principiu. Care e punctul tare al ecranizării? Unde vedeți forța aceasta a imaginii în mișcare? Motion picture, cum zic americanii, a filmului. De ce e totuși bine să ecranizăm? Pentru că știți, e o discuție veche de la primele ecranizări din perioada interbelică. Da, vedeți dumneavoastră, părerea mea, nu putem să spunem acum, domnule, nu ecranizăm pentru că n-ai cum să redai riguros ceea ce a spus scriitorul. Dar cinematograful, prin mijloacele lui, imaginea, modul în care este realizată această imagine, are o forță de pătrundere fantastică asupra publicului larg. Sunt oameni care nu iubesc cititul, îmi pare rău, acum poate din ce în ce mai mulți, dar ei pot fi aduși în fața unei opere de artă prin ecranizări. Ei, aici este marea capcană. Dacă ecranizarea nu este făcută de un profesionist, dacă nu este făcută în spiritul și sensul operei literare și este contrafăcută, intervine pericolul ca marele public să fie păcălit foarte ușor. Să aibă impresia că ceea ce vede el acolo reprezintă adevărul. Și mai auzim argumentul ăla. Hai, domnule, că am văzut eu pe ecran. Dar el nu-și pune problema ce a văzut. Pentru că nu are elemente de comparație. Imaginea, filmul, în principiu, o situație sau o ecranizare despre care vorbeam. În momentul în care un om vede această filmare, are senzația că filmarea și spune despre ce e vorba. Da, este explicită. Ceea ce nu e neapărat adevărat. Și spune și câteodată, dacă, mă rog, cel mai adesea, spectatorul se trezește în situație de coparticipant la acțiune. Da, da, da. Are impresia că face parte, mai ales când este bine făcută ecranizarea, are impresia că face parte din acțiunea de pe ecran. Și atunci, dacă această acțiune este o acțiune prost făcută, tendențios făcută, ne trezim că obținem niște rezultate catastrofale. Atenție! Ăsta a fost un mod de a manipula masele de oameni prin propaganda realizată de anumite regimuri politice. Da, filmul chiar a fost folosit, un instrument extraordinar. A fost folosit foarte, foarte mult folosit și și-a atins scopul. L-au folosit atât cei în politica de stânga prin faimoase filme de propagandă făcute de ruși, făcute de mai noștri, sau politica de dreapta, filme făcute de Leni Riefenstahl pentru Hitler. Și vă rog să mă credeți, sunt imagini foarte convingătoare. Atât imaginele care îi prezentau pe nemți ca mari învingători, cât și cele care îi prezentau pe comuniștii de ruși din anii 30, post de mari revoluționari. Dacă dorește cineva să ne transmită mesaje, poate să o facă prin SMS la 0768123456, 0768123456 cu tarif normal și pe Yahoo Messenger la ID-ul Radio Dobrogea.
există și o latură pozitivă, ca să spunem așa. Uniunea Sovietică a investit foarte mult în școala de cinema, care a produs mari regizori. Tocmai pentru că avea nevoie de cineași care să creeze aceste povești cu eroi, sigur, comuniști, cu soldați, cu crucigătorul Potemkin. Sigur, și-au dat opere remarcabile. Țin fruntea creației cinematografice. În Noul Testament, Hristos, în momentul în care prezintă parabolele, le prezintă într-un mod cât se poate de vizual. Deci, omul are totuși această construcție, pentru că văzul este un simț foarte important și atunci e legitim ca să folosim instrumentul acesta, arta vizuală, ca dovadă că în biserică iconografia s-a dezvoltat pe bună dreptate și a ajuns să capete un statut. Există un sinod ecumenic, ultimul, care s-a ocupat chiar de problema aceasta, deci nu a fost lăsată undeva la margine. Tocmai ca un semn al faptului că omul are nevoie de un mesaj vizual. Cu atât mai mult cu cât, pe lângă mesajul vizual optic, există acel mesaj vizual privit cu ochii minții. Imaginația omului care prinde aripi în momentul în care imaginile sunt frumos scrise. Păi, sunt acele descrieri din natură, de exemplu, al lui Sadoveanu, care odată citite cu atenție te duc exact în niște peisaje din natură idilice. Dumneavoastră ați dat exemplu Noului Testament. De acord cu dumneavoastră, cât am citit și eu, recunosc mâna pe inimă că nu l-am citit tot și mă strădui să-l înțeleg, dar nu este chiar la îndemână, de foarte multe ori m-am oprit gândindu-mă și imaginând acele versete care pur și simplu îmi dau niște imagini cu tremurături de reale, cu toate că au avut loc acum 2000 de ani. Da, sunt elemente care ne descriu situația concretă. Da. Femeia care stătea lângă fântână și urma să scoată apă. Deci sunt niște detalii schițate care ne introduc în scenă. Cele șase vase din piatră, dar le și văd când este. La un moment dat îmi puneam problema, Doamne, zic, astea pot fi puse pe ecran foarte ușor și, drept dovadă, au apărut acele filme despre Iisus, cele două variante care sunt ultra recunoscute și care sunt reușite. Mă, fiecare modul lui. Dar nu sunt chiciuri. Da. Pentru a introduce discuția despre acest ultim film pe temă biblică, aș vrea să discutăm un pic despre degradarea cinematografiei. Unde vedeți dumneavoastră îndepărtarea cinematografului contemporan, principal a celui american, de sensul lui ca artă, din faptul că a devenit o afacere, din, eu știu, faptul că anumite tehnologii permit realizarea unor filme care pot la un moment dat să se îndepărteze de un sens corect, pentru că oamenii de astăzi sunt mai ușor de atrași prin, eu știu, filme de acțiune, mai facile, cu mai puțin dialog. Unde vedeți sursa în principal a acestei deformări? După mine, principala sursă a deformării este o scădere a nivelului de educație, de instrucție generală. Nivelul țărilor civilizate, în primul rând? La nivelul tuturor țărilor. Țările civilizate, din păcate, dau tonul. Am putut să văd o foaie cu subiect de examen a unor candidați la o facultate de prin 1910. Vă rog să mă credeți, am rămas surprins de numărul mare de cunoștințe din diverse domenii pe care trebuia să le aibă un candidat de acolo. Nu știu dacă mulți din ziua de azi ar mai face față. Ori la ora actuală s-a mers la un moment dat pe o variantă a specializărilor care a dus la o scădere dramatică a nivelului culturii generale și care la ora actuală este ajuns în un mod catastrofal de jos.
Ori în momentul în care ai niște oameni neinstruiți, poți să-i manevrezi cum vrei. Vii cu niște producții cinematografice, hai să spunem, de non-calitate, care sunt percepute foarte ușor de oameni neinstruiți, care se lasă manipulați de niște imagini de astea, spectacol, pline de sos de roșii și de violență, și ne trezim... Urmăriri de mașini... Tot ce... Helicoptere care explodează... Și niciun fel de acțiune, totul se bazează... Niciun fel de idei, deci totul se bazează pe acțiune și violență. Da, am observat că foarte multe filme, de fapt, trăiesc din această dinamică a imaginii care îl ține pe spectator în scaun. Este o descărcare artificială de adrenalină, dar dacă ar fi numai atât, dar se întâmplă altceva. Acești spectatori neinstruiți, la un moment dat, ajung în viața de zi cu zi și încearcă să-și imite eroii. Asta e deja foarte grav, e o discuție. Ați mers odată noaptea pe bulevard să vedeți mașinile cum zboară cu 180 la oră? Da, mai ales că se fac multe filme despre tipul ăsta de... Că veni vorba acum, ne-am luat-o puțin alături cu drumul, dar suntem tot acolo. Deci, în primul rând, e vorba de scăderea acestei culturi generale. În primul rând. Pe urmă, este tentația aia. Știți a cui ochi este banul? Da. Bani obținuți ușor din acest, prin acest mod. Cineva spunea într-un mod destul de dur că cei mai mulți bani se obțin din prostia altora. Da. Și în momentul în care vii cu asemenea creații de subcultură, te adresezi unei mari mase care le percepe ad literam, fără niciun fel de logică și dispusă să plătească și să stea acolo ore în șir, să trăiască o senzație artificială, banii aia vin ușor. Și sunt obținuți fără prea mare efort. Nu faci decât să provoci niște efecte de astea vizuale și mai trântit acolo pe ecran, ai creat niște imagini clar peste grămadă. Un personaj pozitiv cu tușe foarte groase. Mai mult sau mai puțin pozitiv, care face ceva. Da, da, da. Și atunci te trezești că sunt dispuși mulți să plătească și dacă cineva plătește altcineva, ia banii, nu? Am observat este că... trist, da. Asta este realitatea. Un alt argument. Am observat la tineri faptul că gustă tot mai puțin filme care se bazează foarte mult pe dialog, pe interacțiunea între personaje, cum ar fi Discursul Regelui, un film premiat acum câțiva ani, și foarte ușor sunt atrași de filme în care personajele aleargă, se luptă, există tot timpul ceva, un conflict, există o mișcare. Despre ce discutam noi acum? Exact acești, această generație care se uită la carte așa, în cel mai bun caz, cu toleranță, dacă nu cu dispreț. Da, da, da. Astăzi deja a citi o carte e un lucru ciudat. Dacă citesc ceva, citesc pe calculator sau pe tabletă. Și ce citesc? Și îmi pare rău, dar acești tineri care nu vor să-și facă o cultură se pregătesc pentru o carieră de sclavi. Asta este cea mai mare problemă. Da. Înainte de pauză mai avem câteva minute să discutăm despre, să începem discuția despre ce anume răspundere are un regizor în momentul în care ia un text sau o poveste dintr-o carte, cum este această relatare despre Noe și Potop din Scriptură, din Cartea Facerii. Are el o responsabilitate față de textul respectiv? Pentru că se observă că foarte mulți regizori nu și au o libertate totală, nu consideră că trebuie să respecte cumva un sens al relatării sau... După mine, principala răspundere a unui creator de artă, regizorul este un creator de artă, principala răspundere a unui creator de artă este față de publicul căruia îi se adresează. În calitatea ta de creator de artă, trebuie să transmiți niște mesaje pozitive, pline de umanitate, pline de respect, pline de bun simț, mesaje care trimit... Care să trezească ceea ce e... Da, mesaje care să trimită la frumusețe, Dumnezeu, la liniște, la
la pace, dacă la vreți, la sentimente bune. Ori dacă tu faci o operă de artă în care nu ai decât violență, în care omul iese de acolo plin de nervi, plin de senzații negative, ți-ai denaturat total rolul tău de creator de artă. Și atunci nu mai ești creator de artă, de fapt. Ești un manipulator negativ a unor mase de oameni. Deci un regizor poate să ajungă să joace rolul unui, și îmi pun problema în slujba unui propagandist. Nu, dar în slujba cui te pui. În slujba binului sau răului. Da, aici... Eu aici văd responsabilitatea. Exact ca și un profesor. Creatorul de artă este pe undeva ca un profesor. Profesorul se ocupă de modelarea unor suflete, unor copii. Tu, în calitate de creator de artă, te adresezi sufletului celui care privește. Am avut ocazia să mă aflu în fața unui, la un muzeu din Dresda odată, în fața unui tablou renascentist. Vă rog să mă credeți, Michelangelo, mă rog să mă credeți, am simțit că îmi dau lacrimi. Vedeam că sunt între personajele alea de acolo. Deci avea o forță fantastică. Da, viu. Da. Dar de câte ori, câți creatori... Vorbim de un om de geniu. Dar și creatorii, care nu sunt geniali, dar care fac, dacă vreți poftim, o fotografie, care fac un tablou frumos, este vorba... Dar dacă se adresează, dacă spectatorul pleacă de acolo mai liniștit, înseamnă că el și-a atins scopul. Dar dacă pleacă furios... Frustrat sau tracasat, atunci deja a atins un nivel negativ, cu care eu nu sunt de acord. Ne mirăm pe urmă că avem violență, că avem lipsă totală de reacție la școală. De unde s-o avem? Da, dacă generăm și cultivăm... Asta asemănăm, asta culegem. Da. Și să nu uităm că orice tânăr privește săptămânal mai multe filme, nu doar unul. Este foarte ușor. Se încarcă cu povești și cu imagini care, până la urmă, un efect îl produc. Da, este foarte ușor, pentru că a privi la film este foarte la îndemână. E mult mai la îndemână decât a intra în Muzeul de Artă din Constanța și a privi o serie de tablouri care au fost scoase din... magazie și hai să expunem data asta câți tineri ați mai văzut. Aici apare problema educației. Pentru a privi un tablou trebuie să fii pregătit, să te învețe cineva cum de anume. De acord cu dumneavoastră, dar măcar să te uiți să-l vezi că este frumos sau urât. Pe când chiar vorbeam, în momentul în care te uiți la un film făcut să fie accesibil, nu mai ai sentimentul ăsta. Un film de artă făcut de, eu știu, un regizor renumit, Bergman, Tarkovski, cere o inițiere, dar un film din acesta de acțiune nu transmite ideea că ar trebui să ai o cultură, să nu ai cere o nimic, cere doar obediență și o lipsă totală de instrucție în domeniu. Ați pomenit doi regizori mari. Dacă ar fi să vă întreb acum numele unui regizor, unui film de acțiune, nu știu dacă mi l-ați putea spune. Da, pentru că acolo vedeta devine actorul din... Devine actorul, iar regizorul principal este un făcător de imagini care a făcut un film într-o săptămână și săptămâna viitoare care face altul. Interesant e că marii regizori întotdeauna au avut o colaborare îndelungată cu mari operatori. Cu mari operatori, cu mari actori, echipe de profesioniști. Da. Am văzut săptămâna asta un film în care jucau alături de Niro și Al Pacino. Ăștia sunt doi moștri sacri ai ecranului. Erau în film polițiști, doi detectivi, erau în film de acțiune, dar vă rog să mă credeți că m-a cooptat, eram acolo. Oamenii ăștia demonstrau talent în ceea ce făceau. Și nu se jucau de-a filmul. Dar trebuie să spunem că Al Pacino e un caz foarte interesant de om care regizează piese de teatru în New York, care Shakespeare monta, deci nu e un actor doar de filme de acțiune și de aceea când joacă schimbă, chiar dacă e vorba de un film cu mafioți sau cu un film polițist, un alt mod de a întrupa, de a încarna profesionismul și talentul se văd. Și nu joacă în orice mizerie. Nu,
nu. O să luăm o scurtă pauză, ne-am apropiat de jumătatea emisiunii, ne întoarcem peste câteva minute. Am revenit în direct pentru a doua parte a emisiunii noastre aici la Radio Dobrogea, emisiunea Tânărul Creștin. Discutăm astăzi despre magia și puterea filmului. O vom aplica la un studiu de caz la noi, e vorba de o temă biblică. Discutăm astăzi cu domnul Mihai Postelnicu. Cei care doresc să ne transmită mesaje pot să o facă prin SMS la 0768123456 cu tarif normal și la Yahoo Messenger, la ID-ul Radio Dobrogea. Bun, haideți să discutăm despre noi. În contextul acesta al unui cinema comercializat, iată că unii dintre cineași și unele case de producție aleg să facă un film biblic și apare Noe. Nu aș fi discutat despre acest subiect dacă nu aș fi avut un feedback, în sensul că am auzit tineri, adolescenți, vorbind despre faptul că le-a plăcut filmul și că, sigur, filmul redă o situație reală, că îl prezintă pe noi așa cum a fost și prezintă evenimentele într-un mod cât se poate de apropiat de adevăr. Ori, filmul începe cu câteva texte care ne introduc în căderea omului. Dumnezeu a creat oamenii, au căzut, apare Cain, Cain îl omoare pe Abel. Și de aici o întreagă discuție despre cele două categorii de oameni. Face o introducere cineastul, regizorul. De unde au apărut aceste două categorii? Pentru că în facerea, în Biblie, se vorbește despre Fiul lui Dumnezeu și fiii oamenilor. Deci se vorbește despre o situație în care existau două categorii de oameni din perspectiva lui Dumnezeu, nu a noastră. Și atunci realizatorul acestui film s-a gândit cum să introducă problema. Și urmașii lui Cain erau acești fii ai oamenilor și urmașii lui Set erau fiii lui Dumnezeu. Până una alta,
să spunem că în principiu nimic a ieșit din comun. Dar când se vorbește despre uriași, despre faptul că fiii lui Dumnezeu au avut copii cu fiicele oamenilor, apar niște personaje ciudate, niște uriași care ar fi niște îngeri căzuți. Și cu o imagine de film fantasy care nu prea mai are legătură cu scriptura. E, să comentăm un pic începutul acesta. Hai să încerc să epuizez un aspect al problemei. Din punct de vedere tehnic, pur tehnic, eu nu am ce să reproșez acestui film. Operatorul a făcut foarte bine imaginea, sunetiștii au făcut un sunet care pătrunde, ajunge bine, eu știu, luminile, decorurile, toate au fost făcute de profesioniști. Că au fost făcute la comandă, asta e altă poveste, dar Din punct de vedere tehnic a fost realizat bine. Filmul a fost realizat bine. E, de aici încolo începe povestea. Aceste realizări cui servesc? Cine le-a comandat așa? Cine a fost cel care... Ce mesaj transmite filmul ăsta? Și îmi pare rău, mesajul n-are cum să fie deloc încurajator sau un mesaj bun. Cu atât mai mult cu cât... Și este unul ambigu, apropo de ce vorbim. Păi este ambigu. În Biblie se vorbește foarte clar. Există omul bun, Noe, există fiii lui Dumnezeu care... Asta presupunea că erau niște oameni cu o viață, un tip de viață sfântă și fiii oamenilor. Ori aici deja se amestecă planurile, adică apar acești îngeri căzuți care schimbă taberele... Acești îngeri care la început sunt dușmanilor, noi pe urmă îl ajută, plus aspectul lor vizual care este de-a dreptul îngrozitor, că prima dată când i-am văzut, m-am cam strâns în spate și mă gândeam, dar mie nu-mi plac filmele horror, domnule, nici nu mă mai uit la așa ceva. Da, știind că trebuie să vin la emisiune, îmi place, nu-mi place, trebuie să mă documentez, trebuie nu pot să bat câmpii, nu? Corect. Așa. Ei, și aceste personaje care la un moment dat sunt îngrozitoare, pe urmă, din comportamentul lor, parcă încep să aibă ceva urme de umanitate în ele când îl apără pe noi. Pe urmă, aspectul general al pământului. Da, aici. Imaginile de acolo prezintă un pământ ca după o catastrofă nucleară. Ori nu cred eu că Dumnezeu a făcut pământul așa ca să fie de nelocuit. Chiar sau după cădere, nu ni chiar se după vorbește cădere, despre nu se vorbește despre niște teritorii în care pustii. Oamenii trebuiau pustii în care oamenii trebuiau să se vâneze unii pe alții. Mi se pare un mod de a privi puțin spus denaturat. Dumneavoastră a spus că niște copii au spus: "Da, domnule, așa a fost." Și atunci... Da, aici pe mine m-a surprins. Eu văd asta drept o mare greșeală. Aici pe mine m-a surprins faptul că foarte ușor o viziune de tipul acesta este considerată cât se poate de autentică, fără apropo de carte, fără a mai ajunge la carte și la textul scripturistic. De acord, știți, există la un moment dat faimoasă replică: "Domnule, așa a văzut artistul." Da, e viziunea lui. E viziunea lui. Dar în momentul în care arunci o viziune de asta fără niciun fel de responsabilitate, revenim la prima parte a discuției. Artistul ăsta chiar își face de cap, face orice, nu răspunde cu nimic în fața umanității, în fața propriei conștiințe. Apropo de ambiguitate, la un moment dat, la începutul filmului, Noe fiind copil, urma să primească un fel de binecuvântare din partea tatălui prin intermediul unei bucăți din piele de șarpe. De ceva legat, probabil o metaforă care să facă legătura cu căderea, cu primii oameni, cu dialogul cu șarpele. Aici, iarăși, mi s-a părut o chestiune de ambiguitate. Adică, ca idee, pare interesantă.
să pui pe braț acea piele și de să înceapă să năpârlită. Devină luminoasă, așa. Dar în același timp e un mesaj ambigu, pentru că în Biblie șarpele e un personaj negativ. Este instrumentul celui rău. Și atunci de ce fiii lui Dumnezeu să fie avut legătură cu această piele de șarpe, să-și aducă aminte de personajul, unde... Personajul nu numai negativ, e parșiv de-a dreptul. Da. Și apare acest personaj în film de câteva ori, cât se umple ecranul, chipul ăla de oribil de reptilă, care iarăși m-a făcut să fac un pas înapoi. Ei, aici trebuie să vedem în primul rând tehnica aceasta de a-l captiva cu orice preț pe privitor, de a apela la sentimentele astea primare, frică, nu știu, emoție, simpatie sau antipatie pentru personaj, pentru că altfel nu se explică de ce trebuie să folosească, în definitiv, toată relatarea aceasta a potopului nu pune accentul în Biblie pe catastrofă, ci pe șansa pe care Dumnezeu o dă omenirii de a o lua de la capăt. Chiar la un moment dat se spune lucrul ăsta. Dumnezeu i-a binecuvântat pe Noe și pe fiii lui și le-a spus: creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul și stăpâniți-l. Adică exact ceea ce s-a întâmplat cu Adam și Eva. Deci, prin Noe, într-un fel se dă un restart. Seria. Da? Deci e ceva pozitiv, e o binecuvântare. În acest film, ați avut senzația unui mesaj de tipul acesta? Dimpotrivă, eu l-am perceput pe Noe, în conformitate cu filmul. Cu filmul, da, personajul din film. L-am perceput pe Noe ca pe un om încrâncenat, ca pe un om, la un moment dat, care se substituie lui Dumnezeu, fiind dispus să își omoare, practic, nepoții, familia, pentru a duce la distrugerea vieții pe pământ. Începe să-și imagineze, să se imagineze în rolul creatorului. Ori asta mi se pare pe puțin spus o aberație. Este. Iar este. Noi avea cu totul rolul, era un om bun. Dumnezeu însă și-a spus: ești cel mai bun, din cauza deci, ție îți dau acest rol. Dacă îmi permiteți să citesc din Scriptură. Noe afla har în fața lui Dumnezeu. Noe era un om drept și neprihănit. Umbla cu Dumnezeu. Da, deci, da. Unde este? Și atunci, de ce este arătat aici în film ca un om care este dispus să ucidă, care nu face altceva decât să se pregătească, sau parcă își pregătește un sfârșit și lui, și în loc să pregătească o salvare, acea arcă, da. Pune stop vieții. Pune stop vieții. El așa înțelege că trebuie să facă. Că veni vorba de arcă. Iarăși, din punct de vedere tehnic, în momentul în care am văzut cum era înfățișată, m-a dus cu gândul la un șantier naval modern. Aia era acolo o construcție, spune că e o cală de lansare cu o grămadă de elemente de astea. Toată imensitatea aia construcției n-a fost făcută de un singur om, domnule. Păi modul în care este făcută arca aia, volumul ăla de muncă, presupune o armată de oameni. Da. Și Noe săracul a fost singur care a trebuit să stă el cu familia lui. Păi, să facă ce-o fi făcut. Aici a fost artificiul regizorului, i-a adus pe acei îngeri căzuți ajutoare. Și atunci au făcut ei partea aceasta. Deși în Scriptură la un moment dat se spune că după ce a terminat arca, Dumnezeu a închis corabia pe din afară, adică exact. Vorbim și despre supranatural. Pe când în filmul acesta nu prea apare. Da, a fost voința divină. Nu prea apare, nu apare cam deloc. Decât doar din intervenția acestor creaturi cu un comportament ambigu. Ca să nu mai vorbim că la un moment dat apare așa o trimitere, din câte am priceput eu, la Sodoma și Gomora? Da, sunt niște lucruri foarte strani. Niște lucruri foarte strani și care mă duceau cu gândul la niște filme americane în care parcă era
parcă se transforma într-un chef general, nu știu cum Dumnezeu, da, toată... Da, da. Și în Scriptură, de exemplu, toată nu se pomenește nimic despre vreun conflict, despre armatele urmașilor lui Cain, care se luptau cu Noe. Deci este un scenariu care nu poate să, nu creează decât o stare din aceasta de tensiune, așa cum vorbeam, care nu face decât, e un artificiu care să-l țină pe privitor atent. Cu orice preț. Deși mută accentul de pe mesajul propriu-zis, adică omenirea era într-o situație limită, spune Dumnezeu clar. Nu va rămâne Duhul meu în acești oameni pentru că sunt numai trup. În definitiv, ăsta este mesajul esențial. Ori, interpretarea pe care o are regizorul cu privire la ticăloșia oamenilor e una destul de contemporană, adică oamenii erau înnebuniți să se omoare între ei, erau violenți, erau... Deși nu rezultă din Scriptură... Supuși patimilor... Rezultă că erau niște oameni trupești și că erau preocupați acești fii ai oamenilor de cele trupești. Dar nu rezultă că trăiau ca în stăpânul inelelor într-un război din acesta pentru supremație, ci mai degrabă că erau atașați de cele pământești și Dumnezeu nu mai conta în toată povestea asta. De unde se spune că, practic, de la Cain încolo apar meșterii, tehnologia, adică erau foarte acaparați de viața lor, de munca câmpului, de creștere animală. Ajungând să neglijeze total latura spirituală. Dar nu atât că erau niște oameni în armuri, apropo de o viziune, da, de evul mediu, puși pe luptă. Și care își construiau arme în permanență, da, parcă, da, dezvoltă industrie de armament. Da, da, da. Și pe lângă asta, mai apare un artificiu al regizorului. El introduce pe Matusalem. Se duce Noe să discute cu Matusalem despre viziunile pe care le are, vedeniile lui, ori Matusalem devine un fel de intermediar care caută să explice lui Noe cum stau lucrurile, dă o sămânță, adică... Pe de o parte devine un intermediar, iar la un moment dat se transformă într-un personaj aproape fără importanță, care nu vroia și el decât un lucru banal, câteva fructe de pădure. Da, da, da. Exotic. Exotic. Și rolul lui așa este diluat până la banal. Și e transformat, apropo de tot filmul, într-un personaj din ăsta care stătea retras, care nu se putea bucura de ceea ce îi dăduse Dumnezeu. Și nu se implica cu nimic. Deși în Scriptură nu ne se vorbește despre interacțiunea aceasta. Eu m-am gândit, de ce toate aceste artificii? Pentru că ce lipsește din filmul acesta? Ce spuneam? Supranaturalul. Dialogul direct între Noe și Dumnezeu. Nu cred că un regizor, cum a fost acesta, poate să înțeleagă cum anume Dumnezeu vorbea cu oamenii. Cu acești oameni. Cu oamenii de tipul lui Noe. N-a putut cinematografic să realizeze această întâlnire, acest dialog. Nu știe cum s-ar și putea... cred că nu știe cum datorită acestei formații de ultimii ani, 10 ani, 15 ani, eu știu, de când tot apar filme de astea comerciale în care se pune pe tapet cu tot din adinsul trăirea asta hormonală, dacă vreți, sau cu explozii de adrenalină. Da, cum să realizezi? Peste tot în film nu vezi decât numai violență și iar violență și adrenalină și... Da, Noe pe fugă, nu rezultă de nicăieri. Noe în luptă, la un moment dat are loc o încăierare acolo în care împărțea Noe lovituri în stânga și în dreapta, de parcă era un bătăuș din periferia unui oraș. Da, era un gladiator din antichitate. Adică... Repet, o fi fost viziunea lui, dar cred că asta n-a fost o viziune. Cred că asta a fost o lipsă totală de documentare serioasă. Nu cred eu că acest regizor s-a documentat preț de o perioadă de timp. N-a stat să se gândească și nici nu a vorbit cu niște oameni de specialitate. Da.
Dom'le, sunt teologi, știți mai bine ca mine treaba asta, nu care sunt documentați și nu cred eu că a vorbit și a căutat să... Bun, n-a înțeles el din text, că la urmă urmei textul despre potop ocupă vreo 2-3 pagini. Da, nu, cred că dar, de fapt și-a pus problema da, pus cum să realizeze un, un film. Nu, el a vrut să facă niște imagini de succes, după care să obțină bani cu orice preț de la oameni dispuși să credă orice prostie. Dar, pentru final, ca o încheiere, de ce e atât de problematic sau de rău faptul că Noe, dintr-un personaj care a găsit har înaintea lui Dumnezeu, care era omul lui Dumnezeu, regizorul a creat un personaj care are niște trăiri cât se poate de departe de sfințenie, care se gândește să-și omoare nepotul, care prinde ură pe nora lui, că rămâne însărcinată, care intră în conflict cu unul dintre fiii lui, care are o viziune foarte ciudată despre viitorul omenirii, deși noi știm din Scriptură cu totul altceva. Ce, care este marele rău ca un tânăr să îl perceapă pe noi influențat de o asemenea viziune? Tocmai ăsta este răul, pentru că tânărul, în loc să primească o informație corectă, el primește informații false. Regizorul nu și-a deloc în serios rolul lui de om care se adresează sufletului spectatorului. Îl interesează succes. Îl interesează doar succesul imediat, pecuniar, fără să-și dea seama că el calcă în picioare niște suflete de oameni nevinovați. Da. Mai mult sau mai puțin tineri. Dar neinstruiți, sunt nevinovați și atunci le bagă pe gât niște prostii, ăștia încep să le creadă și de acolo încolo da. Este ce se vede. După părerea mea, și asta este ca o încheiere, după părerea mea, cel mai mare rău pe care îl produce un asemenea film e acela că un personaj, un sfânt, nu mai poate deveni subiect de film. Sunt convinși, probabil, regizorii că un om cu adevărat sfânt nu poate deveni un personaj atractiv. Nu, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Le mulțumim și ascultătorilor. Le urăm o zi plăcută în continuare. La revedere! Cu bine!